Dumitru Stângaciu este la telefon. Nu-l și cunosc. Nu-l cunosc. Bună dimineața sau ce oră este? Bun găsit! Bine, la mine e prânzul. E prânzul, e perfect că și noi discutam despre ciorbă. Și despre faptul bun, că... Bun. Da, bun găsit, bine. Dumitru. Voiam să... Bine. Da, voiam primul să... Primul rând vreau să vă salut pe Belu. De când ați mai vorbit? Să rămână, mii de mulțumiri că ai... De mult. Te salut, Dan. Numai bine servus, să trăiești. Servus. Belo nu vrea să spună, dar spun eu, Mitică, am înțeles că ai avut 20.000 de dolari pe masă de la un băiat din Asia, e adevărat? Bun. S-a întâmplat și asta, dar bine uite, că totul a ieșit bine, știi? Asta... Da, uite, Belo nu știe. Belo nu știe, poate că pe el nu l-a contactat. Poți să ne povestești cum a fost? Majoritatea, păi ce să mai povestesc? Am povestit destul totdeauna. Păi au venit oamenii și... Nu, a venit unul la mine și mi-a oferit bani în cameră și a spus, doamne, nu pot așa ceva și am anunțat pe toată lumea. Corect. Și frumos. Asta a fost. Da, da. Trebuia să pierdeți cu 2-0 sau la diferență sau ceva de genul ăsta, da, nu? Da, la două goluri diferență, da. Am înțeles. Deci pariurile lucrau încă de acum 34 de ani. Îți dai seama. Da. Ce îți mai aduce aminte de atunci? În afară de faptul că... Păi ce mi-aduc aminte? Mi-aduc aminte de golul ăla stupid care l-am luat și de golul lui Belo care nu l-au dat, care l-au anulat. Corect. Asta mi-aduc aminte. Da. Restul, istorie. Istorie, dar istorie e frumoasă. Ce faci tu? Cum ești? Da, e bine deocamdată. Da? Ne pregătim, avem joi un meci greu cu prima clasată. În rest suntem în grafic. Suntem pe locul 4. De bine, deocamdată. Am înțeles. Vii în țară, nu? Nu, n-am. No. Am meci în 26, am meci în 3, da, am meci în 5. Păi nu interesează cu Crăciunul. Cu... Păi nu, ne-ar interesa și pe noi, dar... dar nu interesează pe ei. Dacă asta e... Am înțeles. Păi nu interesează, asta este. Pentru că a fost COVID-ul și meciurile au fost reprogramate și acum toate sunt într-un program strict și jucăm din 4 în 4 zile. Corect, ca să recuperați, ca să zic așa, nu? Da. În rest, toate bune? Toate bune, mergem înainte, Doamne ajută. Am înțeles. Mii de mulțumiri încă o dată că ai acceptat să intri cu noi și sper că... Eu vă urez sărbători fericite. Să rămână mii de mulțumiri și acolo la toată lumea. Să ne vedem cu bine. Mulțumim mult de tot.